Bună ziua, stimați spectatori! Suntem la o nouă ediție a misiunii Esențial. Astăzi vorbim despre situația politică din țară, declarațiile membrilor PACE, despre faptul că unii agenți economici în municipiul Bălți sunt nevoiți să dea mită funcționarilor de la primărie pentru a putea să-și desfășoare activitățile. Cu invitații noștri, domnul Gheorghe Cafcaliuc, președintele Partidului PACE, bună seara! Bună seara, bine am găsit! Domnul Nelu Straciuc, liderul Organizației Teritoriale Bălți, aceiași formațiuni, bună seara, bine ați venit la TV Nord! Bună seara, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație! Sper că ne-ați găsit bine, ne-ați găsit ușor! Okay, da. Bălți este în general un oraș mai specific, însă înainte de a trece la municipiu și chestiunile care țin de municipiul Bălți, am vrea totuși, domn Cafcaliuc, să ne întoarcem un pic în timp. Haideți. Situația doamnei Morari, un an în urmă, practic, a făcut mai multe acuzații la adresa dumneavoastră, referitor la niște filmări video ilegale, referitor la niște camere amplasate ilegal. Am vrea să aflăm cu ce s-a terminat istoria. Până la urmă, este vreo plângere, este vreun dosar penal, este vreun dosar pe rol sau poate deja sunteți în instanță, de ce nu? Așa cum s-a început această istorie inventată în privința mea, zic eu, așa și s-a finalizat doar cu acea emisiune. Eu aștept cu nerăbdare invitația la TV8 să pun eu această întrebare celor care au spus acest lucru în emisie directă și să aud și eu răspunsul cu ce s-a finalizat acest lucru. Să înțeleg și dumneavoastră, vă este interesant. Da, nu e foarte interesant. Continuare. E foarte interesant și o să repet pentru cei de acasă care ne urmăresc sau din diaspora că aceasta a fost o istorie inventată. Eu nu am făcut așa ceva niciodată și nu am fost niciodată abordat de nimeni după așa emisiune, nici de organele de drept, nici de nicăieri. Eu am respins categoric aceasta, am făcut și o postare pe Facebook și am cerut să dezmintă cei care au spus acest lucru. Este clar, era perioada show-urilor la televizor atunci și probabil numele Cafcaliuc sună foarte tare și era important să se audă în televizoare, ca să fie mai interesant. Aia asta. Să ne întoarcem totuși înapoi în municipiul Bălți, problemele mai stringente pentru Nord. Vorba despre 25.000 de euro mită din partea businessmanilor care au început sau au să-și facă supermarketul în centrul municipiului. Cine era destinatarul final al acestei mite? Totuși 25.000 este sumă. Deci, eu vreau să zic una. A investi în Republica Moldova deja este un risc. Dar totodată este un lucru destul de important, un lucru nobil, deoarece creezi posturi de muncă. Deoarece permiți ca cetățeanul să-și câștige existența cinstit. Permiți cetățeanul să rămână aici în țară, cu familia și să nu facă parte din diasporă. Gravă nu este acuzația mea. Gravă este cerința primăriei. Gravă este modelul de practici din primărie. Și gravă, da, greșeala mea, deoarece suma ce s-a vehiculat, 25.000 de euro, este de două ori mai mare. Da, de fapt este de două ori mai mare. Cine este destinatarul și unde a ajuns să cerși bani sau dacă urmează să ajungă, eu nu știu. Deja depinde de organele de drept, nu este competența mea. Organele de drept trebuie să se autosezeze, să vină cu o declarație în acest caz. Dar ceea ce se vorbește, și majoritatea cunosc, fiecare doli agent economic care depun la primărie cereri sau cer autorizații, majoritatea dosarului stau și se prefuiesc prin dulapuri. Până când? Până când nu intervine cineva, până când nu se vorbește așa frumos și dacă de fapt analizați situația, dar această informație este în primărie. În timp de o an de zile, câte cereri sau câte autorizații s-au cerut și vedeți câte autorizații s-au eliberat și dacă faceți așa o analiză a cadrului, ce persoane au primit aceste autorizații pentru a-și desfășura activitatea, observați că sunt toate persoane din anturajul primarului sau viceprimarului. Să înțelegem că sunt și alți agenți economici care acceptă astfel de reguli de joc pentru a intra pe piața municipiului. Da, din păcate, da. Dar probabil poate nu acceptă, dar sunt constrânși, fiindcă oamenii de afaceri ce vor? Ei vor să facă afaceri, statul și funcționarii să nu dea dovadă de birocrație și de diferite intenții ca ei se poate dezvolta, afacerea, se poate crea locuri de muncă, să achite aceste taxe și impozite. Apropo, mi-a venit o idee. Acum, domnul Nelu,
noi vom face un demers către primarul de Bălți. Unii vom solicita pe parcursul activității sale de când a fost ales în primar să ne răspundă la câte cereri au fost înaintate pentru a fi autorizate pentru oamenii de afaceri în Bălți, câte din ele au fost satisfăcute și la care agenți economici și câte au fost respinse și pe ce motive. Și după asta vom veni către spectatori să arătăm adevărul ce se întâmplă. Noi vom verifica și paralel aceste informații, indiferent de ce răspunsul ne dă ei nou. Oamenii trebuie să știe adevărul și trebuie să cunoască cum sunt tratați oamenii de afaceri în Bălți. Și o să mai extind aici la acest aspect. Am văzut foarte multe clădiri construite cu încălcări tot ce înseamnă locul de amplasare și modul de construcție acestora. Asta înseamnă că s-au eliberat și putem presupune că s-au eliberat autorizații de construcții ilegale sau cu încălcări și aceste presupuneri noastre trebuie să fie materializate și vom face un demers și cu toate autorizațiile de construcții care au fost solicitate în municipiul Bălți de la momentul alegerii acestui primar și până la ziua de astăzi. Câte de ele au fost refuzate și câte au fost acceptate și unde. După care iarăși o să venim cu o informație pe online și o să informăm cetățenii să cunoască despre modul de gestionare a orașului. Știți, din 2015, modul de gestionare a orașului, odată cu schimbarea, hai să spunem așa, coloraturii politice a primării, nu știu, eu personal nu prea mare diferență am văzut. Dar spre bine aveți o vedere. În general, diferență. Haideți să luăm așa, să fim mai ușurii cu a spune mai multe lucruri pe șteau, dar totuși falnicul, să-i spunem așa, steag, victoria asupra corupției și cea mai transparentă primărie, ne pune să ne gândim la ce este, o încercare de a face PR politic. Astfel de calificative trebuie să fie date de instituții internaționale, naționale, dar imparțiale, dar nu să te laudi singur pe tine, că și mai transparentă primărie. Noi, Partidul Politic Pace, împreună cu domnul Straciuc și cu echipa care este aici, o să arătăm oamenilor cât de transparentă este primăria. Și s-a văzut acest lucru când dumnealui a fost la primărie să vadă cum funcționează primăria și am văzut uși baricadate cu chipuri, cu coduri și oamenii nu sunt la serviciu la ora 9 sau 10. Care transparență? Nu despre ce vorbim. Să e bătaie de joc. Eu las pe colegul meu să spună mai multe, că el locuiește aici. Eu din câte m-am documentat și ce am văzut, mi-e rușine. Și eu nu știu cum oamenii încă stau acasă, dar nu se duc să mă întrebi. General, Moldovan este mai răbdător, haideți să-i spunem așa la chestii. Nici chiar atât. Eu aș parafraza puțin Lozinca. Victoria împotriva celor ce împiedicau corupția în primărie. Deci chiar așa. Da. Eu aș, chiar și așa, știți cum luna coordonează cu fluxul și refluxul apelor? Deci este un proces logic. Așa și corupția este un strâns legătură cu cumătrismul. Și aici este un lucru logic și, cum spunea un politician, nevereat nanofact. Dacă luați în considerație și analizați cine sunt la postul lui cheie în primărie, deja vă dați seama că sunt toți rude cu mătri apropiați a primarului. Înțelegem că în 6 ani nu s-a schimbat nimic decât cei care regulau fluxurile și refluxurile dintr-un ocean în altul. Din păcate, da, nu s-a schimbat nimic. Vreau să vin cu remarc și să vă zic ceva. Știți, în privința construcțiilor, da? Parcul Andrieș este un restaurant divin. Îl cunoașteți toți. Locuitorii din municipiul Bălți, cred că deja îl cunosc. Deci, a fost obținută autorizația de construcție în 2015, pe un termen de un an de zile. Construcția a demarat 4 ani de zile, deci deja e în calcare, fără autorizație de construcție. Doi la mână. Construcția, de la început, cuprindea 100 de metri pătrați. Agentul economic, nu vreau să-i fac numele, XXX, agentul economic, a achitat o taxă de 200 de lei lunar pe acești 100 de metri pătrați. Cu timpul s-a extins, și deja din 100 de metri pătrați s-au transformat 300 de metri pătrați în parc, unde vin copiii să se joace, unde țin eu minte, veneam cu părinții când eram mic, în fiecare duminică, veneam pe parc, ne plimbam la tot. Deci este o încălcare, păi aici trebuia domnul primar să vie cu Covalda, nu în spectacole, nu în spectacol, nu în teatru, aici trebuia cu Covalda. Deci așa, exemple sunt multe și multe. Pot să adaug de ce am văzut ca oaspete al municipiului Bălți.
Totuși, prin prisma activității mele profesionale, eu am fost de foarte multe ori în orașul Bălți și aceste lucruri au fost mediatizate. În 6 ani, știți, ce s-a schimbat? Drumurile care erau cât de cât într-o stare practicabilă au devenit mai deteriorate, mai multe borți, glod mai mult într-un oraș care noi considerăm capitala de nord. Am fost de unăză, domnul Nelu a dat de unăză un live de pe strada Grigore Vieru de astăzi din Bălți. Am fost pe alte străzi. Mi-e rușine. Cinstit, mi-e rușine. Lor nu le rușine. 6 ani de zile. 6 ani de zile un oraș cu așa un potențial economic, cu atât de mulți agenți economici care plătesc taxe și impozite, cu atât de multe oportunități de a obține granturi. Trebuie doar capacitate de muncă. Eu nu înțeleg cu oamenii rapd încă chestia asta. Nu mai vorbesc de gunoi în luat și multe, multe alte lucruri urite care se întâmplă în acest oraș. Dacă am ajuns totuși la nume, da? Domnul Irina Tăusată a devenit un oracol pe la televiziunile naționale, pe la telecanalele care îl invită, da, vine cu informații care se adeveresc unele, nu se adeveresc unele, de fiecare dată diferit. Însă tot credeți că ar trebui în politica moldovenească să existe astfel de personalități? Are nevoie oare politicul moldovenesc de astfel de oameni? Personal, eu cred că Republica Moldova a trăit prea mult în show și în spectacol. Consider că a venit timpul politicienilor responsabili, politicienilor care răspund de cuvintele lor și fac ceea ce au promis oamenilor, dar clownii trebuie să fie la cerc. Cu părere de rău, noi nu avem un cerc în capitală, să lucrează în acel vechi. Noi de o perioadă de timp ne gândim foarte serios, acum lucrăm asupra unui proiect, să facem un circ mai mic în Bălți, să-l construim și pe el să-l numim persoana principală care să arăte clownadic să pricepe la ele. Dar politica statului, responsabilitățile pentru oameni, se lăsăm pentru politicieni responsabili care în spate au fapte, care în față nu au învinuiri, nu au diferite lucruri foarte urite și niciodată care nu se adevăresc. Numai minciuni și numai gogonate, dar în față au programe politice, sociale, economice, de sănătate. Lucruri clare care vor contribui la ridicarea educației în Republica Moldova și multe, multe alte lucruri care, dumneavoastră, închipuiți-vă. Astăzi, Republica Moldova este într-o situație foarte deplorabilă și la nivelul de siguranță. Nu mult timp în urmă, la sudul Moldovei, o persoană, un infractor, a dat foc la procuratură. O altă persoană a împușcat un polițist în stradă. Dumneavoastră, aveți siguranță că așa politicieni mâine o să putem să permitem copiilor noștri să meargă la școală și la grădiniță în siguranță? Eu nu, de exemplu. Show-urile sunt bune. Dar atunci când omul are ce mânca, are ce să îmbrăca, trăiește în condiții decente, el atunci poate să ducă să uite la un teatru, la un circ. Și pentru asta o să facem, probabil. Când și-a încheiat mandatul, să aibă de lucru omul. Dar astfel de lucruri în politică nu trebuie să admise. Politicienii trebuie să fie oameni serioși și responsabili. Și fiecare clounadă și minciună spusă că nu s-a adevărat, trebuie și taxată. Dur de oameni. Referitor la show-uri, îmi cer scuze, fiindcă deja dacă am ajuns pe eșantionul, pe eșechierul show-urilor politice și de televiziune, ați avut posibilitate la, știu eu, la o replică după emisiunea cu domnul Usatăi, care de-a făcut multă vălvătaie pe net și în online. O persoană serioasă a răspuns adecvat și a vorbit, un clown a vorbit prostii la televizor pe care le-au văzut mamele noastre, bunicile noastre, copiii noștri și alți oameni civilizați și ordonați care priveau televizorul. Și în popor se spune, te pui ca un prost, mai prost te faci. Deci eu cred că trebuie să ne ținem demnitatea, responsabilitatea, să așteptăm când emisiunea unde a avut loc această vâlvătă, o să ne ofere dreptul la replică. M-au invitat săptămâna trecută, a coincis cu plecarea mea într-o altă emisiune. Așteptăm săptămâna viitoare și clar lucru o să spunem lucru pe nume. Cred eu că cei de acasă și-au făcut corect concluziile. Cine este cine? Mulțumesc. Da, încerc scuze că v-am întrerupt. Da. Bine, în privința la oracol. Știți, de 30 de ani tot s-au manipulat cu noi. Deci s-au jonglat cu încrederea noastră, cu personalitățile noastre. Eu mi-amintesc, după podul de flori, mergeam cu tatăl. Tatăl vindea miez de nucă în România, aici în Iași. Treceam hotarul, deci primele sate așa până la Iași, dezastru total. Noi ne bucuram, la noi încă este bine.
Au trecut un an, doi, trei în evoluție și am observat că România unde este la etapa actuală și noi am rămas, nu că am rămas constat, noi am degradat. Conducerile care au fost doar ne-au promis. Ne-au promis Roșca, ne-au promis Unire, ne-au curculit agrarienii, am stat sub soare, am stat sub stejar, am fost și puțin comuniști, democrație ne-au promis una, ne-au promis alta. Și într-o măsură oricare, cetățeanul s-a împlut de năduf, ca un balon, împlut cu aer, deci maxim. Și Renato Usatăi, analizând grila, probabil așa într-o măsură cam viclenește, a observat aceasta că cetățeanul nostru este la limite. Și a început să vină așa mai cu lozinci, mai cu vorbe așa pe înțelesul cetățeanului. Și într-o măsură care o parte, aici, cer scuze, aici societatea a fost împărțită în trei categorii. O parte l-au recunoscut ca pe al său. Păi vorbește așa, mai pe țărănește. Practic, în mod de idei care persoanele intelecte, dintr-o parte analizând profilul, zice 7 ani de acasă lipsesc bune maniere. Și printr-o parte din cetățeni, din locuitori, așteaptă să iasă domnul Renato Usatăi, deoarece îl privesc pur și simplu ca un clown, pur și simplu ca un petrosean al Moldovei. Asta e tot. Să înțelegem că domnul Usatăi și-a asumat, să spunem așa, eșantionul și l-a găsit până la urmă, cum este, așa este. Dar vreau să ne întoarcem la proiectul Pace. Mă rog. Proiect care este la un început, la un start, oricum este în derulare, oricum deja sunteți înregistrați, dar, să spunem așa, este timp de a crește acum, fiindcă vin și anticipatele, vin și mai multe momente politice deja pe arena politică a Moldovei. Ce prezintă proiectul Pace? Ce stă în spatele acestui proiect și cu ce este el mai bun decât toate celelalte? Partidul Politic Pace este o alternativă clară, cu o clasă politică curată, adecvată, nouă, cu oameni puternici, profesioniști și responsabili care nu au mai fost niciodată în politică. În Partidul Politic Pace nu este nicio persoană care ar fi fost vreodată în Parlament sau în Guvern. În Partidul Politic Pace sunt oameni profesioniști care au în spate o carieră puternică și un nume în domeniul din care vin. În Partidul Politic Pace sunt oameni care au realizat zeci sau sute de proiecte pentru oameni. Proiecte sociale, proiecte medicale, proiecte naționale și internaționale și multe, multe, multe alte lucruri. Ne-am propus să consolidăm această forță politică pentru că țara noastră, Republica Moldova, nu mai poate trăi în minciună, nu mai poate trăi în dezmeț, nu mai poate trăi în dezamăgire și în toți nouri de fum pe care le fac politicienii când ajung în Parlament sau în Guvern, neștiind cum să rezolve treburile țării, neștiind cum să ajute oamenii care au delegat acolo, încearcă să facă show, să stropesc cu apă, spun minciuni, pot spune o prostie pentru a bulversa ordinea publică și societatea, dar să facă ceva concret, nu. Noi am consolidat această forță politică din oameni profesioniști și chiar dacă avem o perioadă mai scurtă de timp de când ne-am înregistrat, noi deja am format inclusiv echipa guvernamentală care mâine ar putea să preia conducerea statului în diferite funcții cheie. Mai mult decât atât, vreau să spun celor de acasă că noi, fiecare din membrii echipei Partidului Pace care îi vedem în funcții de miniștri în Guvernul Pace, deja lucrează la primele 100 de zile ce vom face fiecare din noi pe domeniul nostru profesional pentru a ridica țara din genunchi, fiindcă Republica noastră este în genunchi, și economic, și social, și tot ce înseamnă de autoritatea noastră ca popor. Vreau să spun că cu ce este mai bun? Am spus că este un partid politic care are oameni noi care nu au fost niciodată în Parlament sau în Guvern. Este un partid politic care a reușit performanțe istorice care nu le-a reușit niciodată nimeni. Și asta demonstrează o echipă puternică, consolidată și o bună organizare. Noi suntem partidul politic care, timp de 2 luni de zile, de la momentul declarării grupului de inițiativă și până la depunerea actelor și înregistrarea ca partid politic, a durat o perioadă de 2 luni de zile. Astfel de performanță n-a reușit niciun partid politic din Republica Moldova. Și asta dovedește că noi suntem bine organizați, chiar dacă suntem la început. Foarte rapid ne-am organizat, ne-am consolidat, știm ce trebuie să facem, dar cel mai important, vorbește despre deschiderea oamenilor din toată țara și din diaspora,
către o forță politică nouă, către o forță politică responsabilă, care știe ce are de făcut și cum. Și astăzi, noi avem deja 24 de organizații teritoriale în 24 de raioane ale țării și avem 11 organizații în 11 țări din diaspora. Această activitate a fost făcută de oameni, cum am menționat mai înainte, profesioniști. Anume, în aceste tempouri și cu acest mod de organizare excelent, cu responsabilitate și grijă față de oameni și de țară, vom conduce instituțiile statului atunci când cetățenii o să ne le încredințeze. Ați vorbit despre diaspora. Cum se lucrează cu diaspora? Fiindcă oricum, haideți, vorbind la direct, chiar alimentarul fizic, da, este departe, este greu. Cât de implicabili sunt oamenii de diaspora și cât de tare vor să se implice în mișcările politice? O să vă explic. Așa cum vă vorbeam mai înainte, Partidul Politic Pace este din profesioniști și oameni reprezentativi pe domenii. Vreau să știe oamenii care ne urmăresc că Partidul Politic Pace este constituit din medici, profesori, oameni de afaceri, sportivi de performanță, oameni care au muncit în diaspora, au făcut proiecte și au revenit acasă, cercetători științifici și mulți oameni din diferite domenii. Deci, așa cum pe toate domeniile avem oameni reprezentativi și profesioniști pe care cei din domeniul pe care îl patronează un vicepreședinte sau altul îl cunosc și îl respectă, care are autoritate, așa și noi în Partidul Politic Pace, responsabil pentru diaspora, este doamna Valentina Geamănă. Această persoană este fostă profesoară de istorie. Acum 20 de ani a plecat la muncă pe Hotare în Italia. A muncit 15 ani la diferite categorii de munci în Italia. Și acum 5 ani, după 15 ani de muncă în Italia, fiind o persoană intelectuală, fiind o persoană patriotă cu dragoste de țară, n-a mai rămas să muncească acolo. Dar a scris un proiect minunat prin care, atenție, doar ea, o persoană singură, cu dragoste de țară, cu responsabilitate și cu intelectul ei, a adus acasă peste 2 milioane și ceva de euro. A construit de la zero un centru privind prevenirea violenței în familie și în prevenția femeilor. A reconstruit case ale persoanelor și a familiei social vulnerabile. A adus burse persoanelor invalide și altor persoane care aveau nevoie de ajutorul din exterior. A susținut sute de proiecte de anvergură pe întreaga țară. Uitați-vă doar un singur om ce a făcut. Acest om are un nume puternic în diaspora și un glas puternic în diaspora. Și este privit cu ochi buni de cei de acasă, fiindcă este omul faptelor. Nu este cel care doar vrea să folosească diaspora pentru ceva. Este un om care reprezintă autentic diaspora. Mai mult decât atât, anul acesta, doamna Valentina Geamănă a câștigat cel mai înalt premiu de la TVR România ca persoană reprezentativă a diasporei în Republica Moldova. Nu doar a diasporei române, dar din întreaga lume. Și acolo au fost diferite nume notoare. Asta vorbește încă o dată că doamna este cea mai potrivită persoană care a putut să convingă diaspora, poate comunica cu ei, comunic pe aceeași limbă, este un exemplu bun pentru ai noștri care au plecat de acasă la muncă, așa cum au plecat și părinții mei cu părere de rău și multe rude a tuturor. Și acești oameni au încredere în doamna Geamănă, deci au încredere în Partidul Pace. Deci ei și ne-am consolidat exemplar. Proiectul Pace, proiect politic, până la urmă, a face politică în Republica Moldova nu este chiar așa de ieftin. Proiectul Pace, cine plătește? De unde vin resursele? Fiindcă, oricum, fiecărui este interesant pentru a porni un proiect politic, este nevoie și de anumite resurse financiare. Este adevărat, cu părere de rău, la noi este gândit greșit în Republica Moldova. Toată lumea, când vrea ceva să facă, primul lucru ne gândim la bani, dar nu ne gândim la oameni, cum se cade, care pot consolida oameni. În primul rând vreau să spun că în Partidul Politic Pace fiecare de noi contribuim cu o contribuție lunară sau cineva are, poate să facă o contribuție mai mare. Și de asta vorbesc donațiile care sunt înregistrate în contul bancar al Republicii Moldova. Într-al doilea rând, în Partidul Politic Pace fac parte peste 40 de oameni de afaceri din diferite domenii. Avem și agricultori, avem și persoane cu fabrică de păsări, avem și cu fabrici textile și așa mai departe. Și toate informațiile de care vă le spun eu acum sunt publice pe site-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook și au fost publicate mereu, inclusiv am făcut o conferință de presă cu oamenii de afaceri, mai mulți care au aderat la noi și au vorbit despre contribuția lor în cadrul Partidului Politic Pace.
Săptămâna trecută am făcut un butonaj pe partidul, pe site-ul partidului Pace pentru Medie, unde fiecare din persoanele care se uită la modul de organizare, la echipă, la viziunile noastre, la planul politic care îl avem pentru țara noastră și își dorește o schimbare, poate dona, așa este un butonaj, scrie, donează. Și de acolo ne vin donații. Clar lucru că noi avem nu foarte mulți bani pentru a face politică, dar noi avem suficienți bani pentru a merge prin raioane, pentru a vorbi cu oamenii, pentru a ne consolida în echipe și avea minimul necesar ca logistică ca să ne organizăm ca echipă. Cea mai mare valoare a echipei noastre sunt mințile lucide și oamenii experimentați care au autoritate atât în țară cât și peste cutare. Deci, viziunea asta populației mă gândești că politicul costă scump. Așa ca informație, menținerea la suprafață, da, a unui partid politic sunt cheltuieli de zeci de mii, sute de mii, ordinul, haideți să ne... Câteva... Înțeleg foarte bine că nu este o cifră concretă. Eu pot să vă răspund. De fiecare dată este diferită, da? Pot să vă răspund și în ce costă cheltuielile Partidului Politic Pace. Dacă se poate. Sunt arenda oficiului. Mai departe, sunt chestiuni logistice de internet, apă, canalizare, tot ce este nevoie. Calculatoarea pe care le-am procurat, mese, tot ce este nevoie și așa mai departe. Telefon și celelalte astea. Asta sunt rest... de stat, hai să spunem așa. Da, astea sunt cheltuielile. În afară de aceasta, am comandat mai multe maiouri, chipiuri și așa mai departe, care au fost împrăștiate atunci când am mers și am colectat semnăturile. Și în afară de asta, buclete, da? Cred că acestea sunt. Da. Atât. Totuși, de unde vin banii la partidul nostru? Eu o să vă explic viziunea mea asupra la acest subiect. Dacă faci un partid autentic, de la zero, așa cum l-am făcut noi, Partidul Politic Pace, cu oameni autentici, care au ieșit în față, nu s-au rușinat, sunt personalități notorii, sunt oameni care au un background, atunci nu ai nevoie de acești bani. Dacă ești o persoană cu fără 7 ani de acasă, dar vrei să faci partid, îl cumperi, cum au făcut unii despre cei care ați menționat, după care încerci să pompezi bani la stânga și la dreapta, doar să-i pui pe oameni să vorbească despre tine sau să facă anumite lucruri, ca tu să dai bine că faci politică, da, acolo le trebuie foarte mulți bani. Noi nu avem nevoie de bani, că noi avem materie cenușie, avem imagine și avem oameni cum scade. Ei nu au echipă. Ei au bani și ei vor să intre în politică pentru a-și continua anumite scheme. Dacă mă întrebați pe mine, presupun că o mare parte din finanțare vine din schemele ilegale pe care este cercetată în Federația Rusă pentru ilegalitățile de spălare de bani și Laundromat. Este admisibilitatea asta și eu presupun că de acolo pot veni o parte din bani. Fiindcă nu poate așa o țară de mare să te dea în căutare și inclusiv să se aducă așa învinuiri grele în tot ce înseamnă spălare de bani și așa mai departe. Presupun că de acolo ancheta va arăta, nu poate omul să fie toată viața în căutare, într-o zi va fi deznodământul. Alte subiecte ce ține la nivel local sau alte momente, eu cred că colegul meu se va referi, poate știe mai bine dacă cu situația. De ce nu? Da, deci cine este finanțatorul principal, cred că numai dumnealui cunoaște. Eu pot să reiterez ceea prin fapte, pentru că ceea ce îmi place este o deschidere a cetățenilor care vin, așa, mi-o trimit scrisori, unde explică cum, de unde, unde ajung, cine este destinatarul. Deci, mare majoritate se primește așa, ca să vorbim pe înțelesul dumnealui, atcaturi sau cashback, da? Când prin diferite întreprinderi se spală bani și tot acești bani se întorc înapoi și probabil se finanțează. Deci eu vreau să vă zic, să vă dau un exemplu simplu. De fapt am două. Vă dau un exemplu simplu. Lângă Tank, da? Locuitorii din municipiul Bălți cunosc. E un agent economic, nu-i dau nume, nu este corect, nu vreau oamenii să mă asocieze cu oracolul orașului. Agentul XXX are un contract încheiat cu primăria, fiți atenți, 4 metri pătrați, pentru care achită 50 de lei anual. Așa. Când sunt sărbători, da, sunt festivități, primăria, din nou, arendează acești 4 metri pătrați și instalează de râs și de plâns un bioviceu, pentru care primăria achită domnului mii de lei. Mii de lei. Și așa modalități sunt multe. Am primit așa o scrisoare, dar o scrisoare colectivă de la întreprinderea DRCD. Așa, pentru locuitori, eu cunosc ca DRSU. Eu câteva nuanță. O să citesc și o să înțelegeți cum are loc autofinanțarea. Vă pot explica de ce persoane scriu și de ce eu reiterez.
vă pot explica următoarele, că întreprinderea municipală DRCD, municipiul Bălți, condusă de către administratorul Hmarna Iuri, apropo, este o persoană apropiată domnului primar, se ocupă numai de escrocherii în proporții deosebit de mari, deoarece fiecare contract încheiat de către agentul economic și întreprinderea municipală, municipiul Bălți, are drept scop de a lăsa în buzunarul administratorului bani mulți. Odată vorbind, ca să cunoașteți, suma se face prin transfer legal, la procurarea piețelor de schimb ale automobilelor, la personalul de state, unde nici nu figurează așa oameni în întreprinderea dată, sau la contracte de pază sedilor altor bunuri. Adaos la mai mulți angajați ai întreprinderii date care lunar se împart cu administratorul. Suntem convinși că întreprinderea municipală de RCD, municipiul Bălți, deseori face transferuri la școala de fotbal, unde nici nu se verifică cui se duc banii transferați. Eu reiterez doar câteva. Petiție mare, să înțeleg. Și nu doar unul. Apropo, avem mai multe. Astăzi eu dau citire. Da, sigur. Apropo, oamenii au prins la curaj din Bălți și vă îndemnăm, stimați bălțeni, care v-ați ciocnit cu astfel de ilegalități, cu scheme de corupție, cu cauze care vă prejudicează pe dumneavoastră personal, ca persoană, ca entitate juridică sau fizică, nu tăceți. Scrieți-ne nou, sesizați-ne. Noi vă o să luăm măsuri cu ei. Noi o să-i dăm la lege. Da, eu chiar vă rog, dumneavoastră. Se fură peste tot și nimeni nu vede nimica. Personalul este sătul de așa mizerie totală. Jumătate din angajanți nu sunt cu acte în regulă, dar sunt lăsați să lucreze, deoarece forțe de muncă pentru buzunarul administratorului trebuie. Deci eu aș vrea să vă dau așa o simplă întrebare. Dacă din 4 metri pătrați se scot 1000 de lei, faceți, vă rog, un calcul. Deci lăsăm la discreția locuitorului să faceți, stimați locuitori în municipiul Bălți, faceți, vă rog, un calcul. Dacă din 4 metri pătrați se scot 1000 de lei, închipuiți-vă, tot calculați așa toate hectarele, suprafețele și sute și sute. Deci aveți răspuns. Răspunsul este vizibil, este pe față. Eu aici pot să dau o chestie. Am o informație care mi-a venit azi din câteva surse. Sunt la etapa verificării acestuia. Renumitul clown care spune s-a pregătit, să spunem așa, și se laudă în cercurile sale că a plătit câteva sute de mii de euro la niște persoane din organele de drept care ar încerca să-mi facă mie careva probleme, au încercat și au început să strângă toate întrunirile mele publice care au fost când lucram în activitatea anterioară în Inspectoratul General al Poliției și acum, care sunt publicate peste tot pe internet, dar și la diferite ședințe deschise, închise, comunicare cu oamenii, și încearcă aceste persoane, el spune, care s-a laudat, încearcă să monteze niște audio, niște materiale prin care să mă compromită. El stă liniștit și spune că aceste persoane le arată aceste sume de bani și vor face acest lucru. Eu nu înțeles un lucru. Și asta e cea mai mare greșeală a ta, Renato Usată, că tu personal încerci să faci aceste lucruri cu mine. Nu încerca. Tot astăzi am primit niște informații care urmează să le verific, după care o să vin cu ele, că nu te-ai achitat cu foarte mulți oameni care au pus umărul, le-ai promis mulți bani în campanie electorală la prezidențiale. Dar ei înlăturat într-o parte și oamenii aceștia fug pe drum și își caută dreptatea pentru a primi banii pe care i-ai promis. Ți-au adus un rezultat. Fii onest. Răspătește-te cu oamenii. Nu da sute de mii de euro ca să mă compromis pe mine. Nu trebuie, că nu o să primească nimic. Nu da sute de mii de euro la funcționari corupți care să mă compromită pe mine. Du-te și fă stradă de la Grigore Vieră, unii până în gât de glod. Eu azi am fost acolo și mi-e rușine că am fost în Bălți. Fă lucruri frumoase pentru oameni dacă vrei să te voteze. Nu încerca să mă compromis pe mine, nu o să iasă nimic. Absolut nu o să iasă nimic. Eu sunt în verificare acestor informații și dacă ele o să adeverească, o să se întâmple neabisnimănufact. Neabisnimănufact. Neabisnimănufact, destul de interesantă frază, însă, dumneavoastră, domn Capitan, ca ofițer, da? Să-i spunem așa, plastul ăsta de persoane care au intrat în sistem, au lucrat în sistem, sunt destul de închise. Foarte des, domnul Usată iese cu afirmații precum că din sistem anumit, să spunem așa, reprezentanți, ofițeri ai sistemului de interne, îi oferă informații.
unele informații se adeveresc, unele nu se adeveresc, unele vin, cum spuneți, și nu numai noi spunem, să aducă informația ca atare fără niciun, să spunem, fără niciun suport până la urmă. Foarte des domnului promite de a da public anumite documente. Cât de real poate să fie, să existe oameni care într-adevăr ar putea să divulge informații din sistem și despre oamenii din sistem? Eu vreau să spun că marea majoritate a ofițerilor și a conducătorilor sunt onești și nu se leagă cu bandiți. Asta este foarte important. Doi, minciunile gogonate pe care le răsugălește de fiecare dată, după care spune că, a, nu că nu s-a adeverit, dar oamenii l-au dat-o ca să nu spună că el a avut dreptate. Nu, să-s manipulări. Să-s manipulări și asta nu e serios. Dacă tu ești un conducător și un politician serios, tu abordezi lucrurile ca atare. Dar dacă tu umbli să manipulezi, nu coși nici trei copeici. Mai departe, vreau să spun că această persoană la care cred că v-ați referit indirect, astăzi se află în căutare de Federația Rusă pentru crime grave pe care le-a comis și noi am văzut toți că au fost făcute conferințe de presă cu acuzațiile care se aduc. Se bagă în politică și încearcă din răsputeri. Unu, băgându-se sub piele la Procuratura Generală, să nu fie extradat în Federația Rusă. Doi, dacă dosarele vor veni în Republica Moldova, să fie calificat ca un dosar politic și să scăpe de răspundere. Trei, dacă nu se primește nici una și alta, tare speră Omuleanu să ajungă în Parlament și de acolo, având mandatul cetățenilor pentru a face lucruri frumoase, să înceapă să se târguiască cu libertatea sa. Deci, oameni buni, gândiți-vă bine ce faceți. În Parlament trebuie să vină oameni reprezentativi. Vor să sedeți în tiurmea. În Parlament trebuie să șadă politicieni responsabili, care o să facă odată din Republica Moldova o țară prosperă, unde fiecare din noi să putem să ne educăm și să ne creștem copii aici la noi acasă. Așa cum ne-a dat Dumnezeu pe această palmă de pământ, dar cu multă încredere, cu multă responsabilitate să avem politicieni autentici. Anul 2021, an destul de, să spunem așa, bulversat de la început, ni se promit și alegeri parlamentare anticipate. Pace se pregătește de parlamentare? Cu siguranță. Noi în fiecare zi suntem în comunicare cu oamenii. În fiecare zi suntem în comunicare cu oamenii la sediul nostru, colegii noștri în diasporă, colegii noștri din raioane și din teritoriu, cred că o vedeți pe colegul meu, care este, apropo, un conducător foarte responsabil și foarte exemplar, care aduce în vileag societății problemele cu care se confruntă oamenii, le apără drepturile, a consolidat o echipă puternică, este curajos și nu are frică să spună lucrurilor pe nume. Bine, 2021 nu contează, martie, iulie, august, se vehiculează mai multe termene de anticipate, ajungeți în Parlament, e timpul de a face o coaliție, de a ajunge la un consens cu anumite, să-i spunem așa, fracțiuni, puteri politice care mai sunt încă. Nu vă întreb cu cine veți face. Este moment de conjunctură și acolo deja se va rezolva. Aș vrea să vă pun întrebarea care îi doare pe toți. Cu cine nu veți face? Cu siguranță, noi cu persoanele care sunt calificați ca bandiți și hoți, nu o să facem niciodată coaliție. Dar dacă vorbim despre partide. Asta este unul la mână, doi la mână. Mi-a plăcut expresia dumneavoastră, de mai multe ori ați spus astăzi, haideți să ne întoarcem în istorie, da? Ce s-a întâmplat în anul 2000. Vă aduceți aminte? O să vă aduc aminte, în 2000-2001. Erau la fel mai mulți actori pe scena politică, ceea ce este și astăzi. Toți îngânfați, toți tari și mari, toți nu puteau împărți responsabilitățile pe care le-au dat oamenii că să ajungă în Parlament. Se băteau. Ceea ce se întâmplă astăzi? Eu vreau să atenționez cetățenii Republicii Moldova că cel puțin într-o lună în zile noi vom avea cu părere de rău proteste mari. Pe de o parte, cineva vor canaliza oamenii să protesteze în fața președinției. Pe de altă parte, cealaltă forță vor canaliza oamenii să protesteze în fața Parlamentului. În țară va fi un dezmăț și un haos, din considerentul că avem politicieni irresponsabili din toate taberele. Și dacă ne întoarcem în istorie în anul 2001, când exact aceleași lucruri s-au întâmplat, vă aduceți aminte când un partid politic, în fruntea căruia stătea un om cu o disciplină și o responsabilitate înaltă, fiind din organe de drept, a venit și a zdrobit pe toți. Și a luat 73 de mandate și a guvernat țara 8 ani de zile. Istoria se repetă.
Istoria se repetă. Crezi că așa crezi? Eu nu vreau să cred. Eu cred că oamenii înțeleg că mai avem puțin și noi dispărim ca popor. Fiindcă, neavând grijă de oamenii noștri, oamenii migrează. Noi avem oameni care mor zilnic în accidente și fiind omorâți. Noi avem zilnic oameni care cu perioada deja mor și de coronavirus. Noi avem zilnic atestate perechi de oameni care nu mai sunt fertile și nu pot face copii. Noi avem zilnic perechi care nu mai merg la pasul de a da viața încă unui copil, fiindcă nu știu, nu au încredere în stat și în ziua de mâine. Personal sunt pregătit cu abilitățile și capacitățile pe care le am, cu echipa care este. În momentul când ne veți delega în Parlamentul Țării și în Guvernul Republicii Moldova și vom avea posibilitățile legale, cam 30 de miniștri și deputați vor sta la pușcărie. 30 de miniștri și deputați vor sta la pușcărie pentru infracțiunile pe care le-au făcut de devalizarea statului, de bătaie de joc de cetățeni și irresponsabilitățile cu care au gestionat treburile statului. Avem planificat implementarea dosarului electronic, un element foarte important și fără precedent în Republica Moldova în prevenirea și combaterea corupției și acumătrismului din sistemul de drept. Ce înseamnă asta? Până acum, toate dosarele sunt și pot fi falsificate sau schimbate anumite probe, fiindcă l-a rugat cu mătru pe cineva, s-a dus, a scos o foaie din dosar, a pus alta înapoi, dacă nu l-a prins nimeni în momentul acela pe cel care a schimbat foaia, gata, nu-ți mai găsești dreptatea. Așa este. O sunat ministrul din Parlament, schimbați, vă rog, acolo pe șef. O schimbat, nu l-a prins nimeni, păi, m-a rugat ministrul, fac lucrul ăsta. O sunat din guvern sau din altă parte, același lucru. Și oamenii nu-și mai găsesc dreptatea. Implementând dosarul electronic, nimeni nu va mai putea face aceste schimbări. Orice acțiune și urmă făcută în cadrul unui proces penal, civil sau contravențional, va rămâne urmă. Și automat se poate de făcut audit cibernetic. Și azi, și mâine, și poimâine. Și în felul ăsta, inspectorii, executorii, care până acum schimbă foaia că îi roagă cineva sau le dau bani, nu vor mai merge la asta. Fiindcă auditul cibernetic se face așa, în câteva ore, și se stabilește cine, când și unde a schimbat sensul dosarului electronic și a făcut vinovat pe altcineva decât pe cel care de fapt e vinovat. Consecințele pozitive în lanț pentru Republica Moldova în combaterea corupției și justiției sunt următoarele. 1. Vor fi foarte puține cazuri de corupție și abuzuri cu falsificare de probe. 2. Angajatul instituțiilor de stat care aplică legea nu se va mai teme să se lupte cu un ministru, cu un deputat sau cu un om foarte bogat care are televiziune și îl poate face praf azi, chiar dacă el este drept. De ce? Că și el va putea cere auditul cibernetic și el știe că statul va apăra deja, va stabili că nu, ceea ce vorbește ăsta la televizor care are televiziune sau din Parlament, că i-a falsificat dosarul, nu este adevărat. Și acest om care aplică legea simțindu-se protejat de stat deja, va fi mai curajos să intenteze dosare și în privința miniștrilor corupți, și a deputaților, și a tuturor celor care astăzi încalcă legea grosolan și se consideră că ei sunt Dumnezeu. Și aceste lucruri sunt foarte importante. Și ultima, cel mai important și vreau să înțeleagă cei de acasă. Noi facem aceste reforme foarte asumate. Noi ne asumăm responsabilitatea implementării acestor reforme știind foarte clar că nici noi fiind în Parlament sau în Guvern nu vom putea da telefoane ca să rugăm pe cineva să scoată un dosar sau altul. Înțelegeți cât de aprigă este lupta și cât de multă responsabilitate ne asumăm noi ca să schimbăm țara. Și asta este posibil de făcut. Doar să credeți în noi, să ne susțineți și noi vom face acest lucru și vom schimba Republica Moldova la acest aspect. Uitați-vă, astfel de reforme propunem noi cei din Partidul Pace. Nu minciuni gobonate că vom aduce procurori din Africa, din România sau din altă parte. Asta nu va juca și asta nu va lucra niciodată. Va lucra excluderea factorului uman și aprecierea după meritocrație și mecanisme foarte clare în combaterea corupției. Eu chiar vă mulțumesc pentru prezența la emisiunea noastră. Cu drag. Emisiunea aduce la cunoștința celor care au fost vizați în astă seară că fiecare are dreptul la replică, pentru asta este necesar doar de a apela administrația televiziunii. Eu, Viorel Tiltu, mulțumesc din nou oaspeților mei, domnul Cafcaliuc și domnul Cu mult respect, vă mulțumim pentru invitație, mulțumim celor de acasă pentru răbdarea și înțelepciunea cu care ne-ați urmărit. La revedere, pe curând!